Da, dar nu salvare. Stai o leacă să termin, nu te mai arunca și tu așa. Să știți că în casa Mireasa există și tensiune. Cum, de ce? De la băutură de-aia. Gabriel a vrut să afle secretul lui Bacchus. Ești ok? Te rău? Stelian este îngrozit de ce a spus Gabriel. Dă ce faci? În gală, Simona Gherle s-a apucat să-l certe pe Bețivan. Mă gândeam că prima întrebare a mea ar fi dacă dorești să cer scuze cuiva pentru vorbele pe care le-ai spus, sigur, sub influența alcoolului. Eu îmi cer scuze, doar că îmi doresc ca și Stelian să-și ceară scuze, pentru că am o vârstă. Mi-a deschis ușa la baie. Stelian a mers la toaletă pentru că colegii noștri au rugat băieții pe plasmă. Erai de foarte mult timp înăuntru. Colegii mei de dincolo, de pe monitoare, ei nu văd. Evident, voi nu aveți domuri instalate la toaletă. Dar dacă cineva stă prea mult acolo, e normal ca cei din producție să se întrebe, mai ales când au văzut că ai băut, să nu ți se fi întâmplat ceva. Mai a avut un caz în emisiune. Da, dar nu cu salvare. Stai o leacă să termin, nu te mai arunca și tu așa. Nu mai te băgăm tu. Te rog frumos, în primul rând să nu... Deci, te rog frumos, înțelege... Imediat, Stelian, imediat. Ce se bagă ea? Da, este mama, ai târât-o aici, are tot dreptul să se bage și încetează să mai fii agresiv verbal cu mama. Batonul ăsta prin care îi spui taci și lasă-mă în pace denotă o tonă de agresivitate. Adică e un cocalar infect pe care l-ați adus la TV ca cei care sunt exact ca el să se identifice și să vă urmărească porcăria televizată. A venit producătorul și te-a scos din toaletă. La viața mea am avut doar prieteni cu minți și de ce s-a întâmplat asta? Pentru că n-am fost obligat să stau cu ei în casă cu niște oameni care Gabriel, trage lucruri grele de la ei. Gabriel, stai o clipă, stai puțin. Stelian, stai un pic. Gabriel, lasă pe mama în pace. Gabriel, de ce tu? Eu te-am întrebat vineri. Ei sunt copiii tăi, nu? Hei, te-am întrebat vineri, Gabriel, focus la mine. Te-am întrebat vineri dacă vrei să rămâi în emisiune și ai spus că da. De ce vrei să mai stai în emisiunea asta dacă tu te simți așa de rău, dacă ție ți-e așa de rău să trăiești cu oamenii ăștia? Păi da, doamna Simona, dacă pleacă i-ar fi dor de voiceover-ul miros. Unde mai aude el o așa interpretare frumoasă? Ramona și Ionelaru iesc în jurul lui Stelian. De ce au ajuns să se certe cele două? Simona a fost deranjată de atitudinea Isabelei față de mame. Alexia l-a acuzat pe Mihai că se uită după Ana. În câteva momente, în gala Mireasa. Vai, cum e emisiunea asta, doamne! Puțin atenție, să știți că și eu m-aș apuca de băut dacă l-aș auzi pe voiceover-ul acesta toată ziua. Dar eu l-aș căuta pe curent și l-aș ajuta. Cu ce l-aș ajuta, mă? Păi ce? Nu știu, i-aș da niște supozitoare ca să scape de constipație. Ai văzut că stătea la baie. E, stătea la baie că s-a făcut rău constipatul ali fie ăsta care este voiceover. Constipatul ali fie. Așa se rămâne numele, nu ai dreptate.